După ce ne-am confruntat cu plecări masive ale personalului medical în străinătate, constatăm acum că acest fenomen se manifestă și în rândul dascălilor. Numărul profesorilor care aleg să plece din sistem, fie în străinătate, fie în alte domenii, este în continuă creștere, iar motivul principal îl reprezintă salariile. Liderul Ligii Naționale a Sindicatelor din Învățământ, filiala Sălaj, a vorbit în cadrul emisiunii Necenzurat la Sălășanul TV despre problemele și nemulțumirile cadrelor didactice. Chiar dacă acestora li s-au promis majorări salariale de la 1 ianuarie 2019, Eusebiu Lehene spune că acestea nu vor fi spectaculoase. 25% din majorarea promisă până în 2022. Deci, dacă am avut 1000 de lei în momentul acesta salar și în 2022 voi avea 1500 salar, mi se dă 25% de la 1 ianuarie din acel 500 care ar reprezenta majorarea salarială. Deci, la modul acesta se face raportarea la 25%. Nu este vorba de o majorare de 25% la salariul actual. Majorările nu vor fi mai mari de câteva sute de lei. Nu multe, în general. Liderul de sindicat spune că educația este un domeniu pe care l-au cam ignorat toate guvernele, indiferent de culoarea lor politică. Dar prioritatea rămâne, din păcate, pentru guvernanți, exact cum ați spus, indiferent de culoarea politică, rămâne una pe hârtie. Pentru că atâta timp cât prin legea educației ca prioritate națională ai alocat 6% din produsul intern brut, iar tu, stat român, indiferent de conducerea pe care ai avut-o, n-ai reușit în anul acesta să depășești 3,5% în cei mai fericiți ani, asta e o problemă. Profesori, oameni cu studii superioare, se gândesc și nu stau prea mult pe gânduri, să participe la concursuri pentru gardieni publici, pentru șofer la primărie, pentru funcționar la primărie, ca să nu vă mai spun că asistenții medicali din școlile post-liceale vor să plece normal la spital. Pentru că nu-i tot una să stai în învățământ ca profesor cu un salar de undeva la 2000 de lei, 1700-2000 de lei. Acesta este un salariu pe care îl câștigă un la debutant. La debutant, în condițiile în care are și niște ore suplimentare și mai are și un sport de dirigenție. Sau să vezi un fluturaș a cuiva care poate stă într-un birou sau nu fac referire neapărat numai la aceștia care stau în birouri și care vine cu câteva mii bune de lei acasă. Ești un exemplu pentru cei care sunt în fața ta. Și asta e o problemă, ceea ce face ca mulți să se gândească la plecarea din învățământ, dar nu numai atât, pentru că în ultimii ani s-a vorbit mult despre plecarea medicilor și asistentelor medicale. S-a accelerat plecarea profesorilor. Pe fondul nemulțumirilor salariale, cadrele didactice aleg să plece din sistem, iar elevii rămân la clasă cu profesori suplinitori sau necalificați. Necazul este că necazul e când pleacă orice profesor. Dar când îți pleacă profesori din zona deficitară, pleacă profesori de informatică în condițiile în care oricum nu ai suficienți profesori de informatică, pleacă profesori de limbi moderne în condițiile în care oricum nu ai profesori de limbi moderne și predai limba modernă în multe locuri, în mediul rural, cu profesori necalificați. Și vorbim de domenii predai cheie. Informatică. Vorbim de domenii cheie și mai ales vorbim de ceea ce ne așteaptă în ziua de mâine, pentru că uneori vorbim despre meserii la care astăzi nici măcar nu ne gândim. Și atunci probabil că ar trebui să fie o temă extrem de importantă direcția în care merge formarea profesională, pe de o parte a profesorilor, pe de o parte a elevilor. Pentru că profesorii formezi în funcție de ceea ce vrei să formezi la elev. Orice guvern în momentul acesta cred că e condamnat, oricât aș auzi că sunt profesori slabi, sunt profesori, e condamnat să lucreze cu profesorii din sistem. Gândiți-vă ce ar însemna ca mâine să disponibilizezi 20% din profesori sau să plece 20% din profesori. Cine vine în locul lor? Pe cine pui în fața lor la clasă? Și așa cred că suntem singura categorie profesională în care vine și predă un profesor necalificat. Ați auzit noastră vreun avocat necalificat, vreun medic necalificat să substituie celălalt? Tocmai din cauza că nu mai există personal calificat. Tocmai pentru că nu mai există personal calificat, tocmai pentru că interesul pentru învățământ a scăzut, pentru intrarea în învățământ a scăzut extrem de mult.
Dacă ne uităm pe niște statistici, vom vedea că din prima treime de absolvenți, atât la licee cât și la învățământul superior, nici unul nu se îndreaptă spre, sau foarte puțin se îndreaptă spre învățământ, spre formarea pentru învățământ sau spre învățământ ulterior.